Bine v-am regăsit la știri, sunt Bogdan Șofend. Stare tensionată în rândul angajaților de la fabrica de pulberi din Făgăraș. Oamenii au primit abia acum banii pentru luna decembrie a anului trecut, dar asupra salariilor aferente ultimelor 3 luni plutește incertitudinea. Autoritățile, primăria, Consiliul Județean, prefectura și chiar președinția sunt avertizate că de la 1 mai instalațiile rămân nesupravegheate. Fabrica de pulberi din Făgăraș riscă să rămână fără personal de supraveghere și întreținerea instalațiilor. Din 1 mai, angajații sunt deciși să nu mai vină la serviciu. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os, întrucât nu au primit nici până acum salariile restante în contul ultimelor 3 luni. Cu toate acestea, cei peste 200 de salariați vin zi de zi la serviciu. Și asta pentru că ei cunosc cel mai bine riscurile pe care le presupune nesupravegherea instalațiilor. Se pare că autoritățile locale, județene și naționale nu iau în serios aceste pericole. Dacă până la 1 mai nu se rezolvă situația salariaților din fabrica de pulberi și a celorlalte 16 unități din cadrul Romarmului, cu data de 1 ne vom retrage total de pe perimetru și vom lăsa de izbeliște aceste instalații, iar oamenii cu responsabilități vor trebui să facă eforturi să le mențină, să le conserve și să le securizeze, cum de fapt aveau obligații și până acum, dar n-au făcut nimic. În același timp, împreună cu cei din Cartel Alfa și cu cei din Meridian, am hotărât să demarăm plângeri penale împotriva celor care se fac vinovați că nu și-au făcut datoria așa cum prevede legea, fiindcă sunt capacități cu sarcini la mobilizare. Chiar anul acesta a fost scoasă hotărârea cu capacitățile cu sarcini la mobilizare. Oamenii aveau obligația prin lege de a face, n-au făcut, n-au dat niciun ban nici pentru securizarea instalațiilor și nici măcar pentru plata salariaților. Probabil că au vrut ca oamenii să plece de pe platformă și ei să-și poată bate joc în continuare de această industrie de apărare. Conducerea fabricii atrage atenția autorităților de la primărie, Consiliul Județean, prefectură și chiar președinției asupra faptului că de la 1 mai instalațiile rămân de izbeliște. Fabrica urmează să fie închisă dacă oamenii nu-și primesc banii, iar cel mai tragic scenariu este acela că vom sta pe o adevărată bombă cu ceas. Să sperăm că nu se va întâmpla, dar se pot întâmpla de la anumite incidente sau accidente până la o catastrofă, având în vedere că pe platformă dincolo la colegii de la Nitroporos există tancul de amoniac. Instalația lucrează, cantitatea de amoniac din tank este destul de mare. Specialiștii spun că în cazul unei explozii a acestui tank, într-o rază de 30 de kilometri în jurul Făgărașului, nici iarba nu va mai crește niciodată. Deci asta ar fi unul dintre problemele pe care ar trebui să și le pună toți cei care conduc, începând de la oraș, începând de la județ și începând de la guvern și de la președinția României, fiindcă și președintele României prin Consiliul Suprem de Apărare al Țării are obligații pentru aceste instalații cu grad ridicat de pericol. Fabrica de pulberi din Făgăraș produce materiale explozive. Societatea a fost creată în mai 2006 prin desprinderea de uzina de produse speciale și este filială a Romarm, alături de alte 16 din țară. Între 1991 și 2000 au fost retehnologizate mai multe linii de producție explozivilor de mare putere, iar în anul 2000 a fost pusă în funcțiune o instalație de nitrare unde se poate produce TNT. Șoferii din Făgăraș se dovedesc a fi mari vitezomani. Peste 60 de conducători auto au fost surprinși de aparatele radar cu viteză mai mare decât limita legală admisă și asta în doar câteva zile. Poliția rutieră desfășoară o campanie europeană pe linie de viteză. Totodată, agenții de circulație își concentrează atenția și asupra șoferilor care urcă băuți la volan. Gândiți-vă de două ori dacă vreți să apăsați prea tare pedala de accelerație. Polițiștii de la biroul rutier se află în stradă în această perioadă pentru a-i depista pe conducătorii auto care nu respectă limita de viteză. În doar câteva zile, de la începerea supravegherii cu aparatul radar, 10 de șoferi au fost trași pe dreapta și sancționați. În această săptămână, în cadrul unui program european TISPOL, Poliției Rutiere Europene, se desfășoară și operația noastră de responsabilitate, obține pe linie de viteză, atât pe drumurile naționale cât și pe celelalte sectoare de drumuri. Campania a început luni, 16 aprilie, și se desfășoară până la sfârșitul acestei săptămâni. Sunt vizate atât drumurile naționale cât și arterele din oraș și cele care fac legătura între localitățile din mediul rural. Până la această dată au fost sancționați peste 60 de conducători auto la nerespectarea regimului legal de viteză, activitățile continuând până duminică inclusiv. Pe această cale recomandăm participanților la trafic să manifeste atenție sporită în trafic în timpul conducerii vehiculului pe drumurile publice, viteza să fie cea adaptată la condițiile de drum, după cum se poate observa ploaia încă își face prezența, simțită prezența.
Totodată vom desfășura și activități pe linie preventivă, pe linie de combaterea consumului de alcool pe drumurile publice. Depășirea limitei legale de viteză se sancționează contravențional sau cu puncte amendă. În funcție de înregistrările aparatului radar, unii șoferi pot rămâne chiar fără permisul de conducere. Simboluri religioase folosite în scop electoral. Pentru a sensibiliza electoratul, reprezentanții PNL, PRM și PDL au trimis făgărășenilor felicitări de Paște cu semne biblice. Și primarul Mânduc a semnat în numele primăriei și al Consiliului Local o astfel de ilustrată cu Iisus răstignit pe cruce, alături de un lăcaș de cult. Printre oamenii bisericii sunt voci care spun că la mijloc nu este vorba despre evlavie. PDL, PRM și PNL au folosit poze cu Iisus Hristos ca agent electoral. Câțiva preoți din Făgăraș care doresc să-și păstreze anonimatul sunt indignați că în prag de sărbători în cutiile poștale ale făgărășenilor au apărut felicitări de Paști cu scena Învierii Domnului, semnate PDL și PNL și iconițe calendar cu Iisus Hristos pe care scrie Te aștept la vot, lângă text apărând și sigla PRM. Reprezentanții bisericii nu doresc să comenteze gestul acestor politicieni, dar spun că nu este normal ca simbolurile sfinte să fie folosite în scop electoral. Oamenii bisericii spun că este foarte adevărat că nicio lucrare nu se face fără Dumnezeu, dar de aici și până la a folosi icoanele în scop electoral este un drum lung ca de la cer la pământ. Câțiva făgărășeni care au găsit în poștă astfel de felicitări politico-pascale ne-au declarat că banii plătiți pe felicitări ar fi putut salva vieți. Vești bune pentru iubitorii de cultură, de luni încep la Făgăraș zilele teatrului. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție. În intervalul 23-28 aprilie la Casa de Cultură sunt programate 4 spectacole de excepție. Organizatorii pun la dispoziție abonamente pentru întreaga stagiune teatrală la prețul de 50 de lei. Săptămână încărcată pentru iubitorii de teatru. De luni încep reprezentațiile pe scena mare a Casei de Cultură. În intervalul 23-28 aprilie au loc 4 evenimente deosebite și au anunțat participarea trupe din Brașov, Arad și Târgu Mureș cu spectacole care mai de care mai spectaculoase și premiate la festivalul de gen. În perioada 23-28 aprilie organizăm ediția a patra a zilelor teatrului la Făgăraș cu 4 spectacole. Avem invitate trupe din Arad, din Cluj, din Brașov și din Târgu Mureș. 4 spectacole diferite. Sperăm ca făgărășenii să se bucure de o săptămână plină de teatru. Spectacolele au loc în zilele de luni, marți, joi și sâmbătă și toate încep la ora 19. Biletele și abonamentele se pot cumpăra de la Agenția Casei de Cultură zilnic între orele 10, 12 și 17, 19. Prețul unui bilet întreg este de 15 lei pentru oricare dintre reprezentații. Pensionarii, elevii și studenții plătesc doar 10 lei. Un abonament pentru întreaga stagiune teatrală costă 50 de lei și respectiv 30 de lei pentru cei care au reducere. Jurnalul zilei de la Făgăraș cu principalele evenimente locale se încheie aici. Ne puteți urmări și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine!